reprezentanții copilului cu autism Botoșani, ei sunt alături și de această dată. Aș vrea să fie alături de mine aici, dar cu siguranță vor veni încet, încet. Vreau să încep cu lucrul cel mai important. Nu eu, Ioan Rotariu, am turnat aceste curse, ci copiii cu autism din Botoșani au terminat și au câștigat aceste curse. Rămân îndatorat și în același timp îmi dau seama că e foarte important să pot să merg mai departe, să fiu alături de ei, să ajung într-o zi la căsuța pe care și-o doresc, în centru doar al lor și cu tot ce trebuie echipat să-și atingă țelul și visul de a putea merge mai departe și a face parte din societate la nivelul la care își doresc și la care merită. Mulțumesc colegilor pompieri, domnilor comandanți, că mereu mi-au fost alături și au avut grijă ca pregătirea de la serviciu să fie 100% parte din ceea ce întâlnesc în aceste curse extreme. Mulțumesc oamenilor de bine, că timpul Angelului Dumnezeu lucrează prin oameni și au fost oameni care să fie aproape, să mă ajute să merg mai departe, să pot financiar și din punct de vedere al echipamentului și a tot ceea ce am avut nevoie în cursă, să am tot ce trebuie, să pot fi la bătaie și cu barba sus, cum îmi place să zic. Mulțumesc doamnei profesoare care își lucrește mereu la bucățica de pământ, care sunt eu, doamna Dana Vieriu, pentru că de fiecare dată a avut un gând bun, a știut ce să mă învețe și mi-a fost alături și împreună am ridicat steagul pentru Botoșani, pentru România, pentru copiii cu autism din Botoșani. O cursă frumoasă, o cursă pe care mi-am dorit-o, o cursă grea, exact cum ziceam, era la școală și mi se spunea această problemă e frumoasă, dar era foarte grea. O cursă în care am plecat de acasă, m-am uitat pe starea vremii, în localitatea de start erau 3 grade la start și se preconiza ploaie și mă rog la Dumnezeu să ploaie cu găleata, să fie o cursă atipică și să fie așa, pe gustul meu, altceva. Extrema extremelor, cred că 20% din pregătirea de acasă, dacă am reușit să o găsesc pe parcurs, în rest totul a fost nou. Zăpadă până la genunchi, râuri învolburate, luat de râuri de câteva ori, rătăcit în nenumărate rânduri, rătăcit, trapul de GPS arăta ceva, simțeam altceva, oameni mă îndrumau altfel, dar mai mult ca niciodată am simțit ajutorul divin în această cursă. Am plecat din start cu finalizare de 2 ore, pentru că nu aveam partener, dar le-am zis organizatorilor, siguranță va fi cursa în care partener nu va fi Hristos. Și exact așa a fost. Multe peripeții, doar mi-a dus aminte la un moment dat tracul de GPS, m-a dus pe diferența de nivel, pe curba de nivel, am ajuns în vârful muntelui, mingea, era minus 15 grade și dintr-o dată era hăul și prăpastea, în ce tracul mi-a arătat să merg mai departe, îmi dat seama, nu puteam să mă arunc în prăpastea și atunci m-am întors și rugându-mă, pur și simplu mă rugam și îmi doream o cărărușă. Am simțit așa o cărărușă pe care coborau animalele, am făcut-o cu ce mare. Mi-am dat drumul jos pe cărare și în 200 de metri am prins tracul de GPS pe care fi trebuit să ajung. Nu am făcut eu lucrul ăsta, știți cum, divinitatea a fost alături de mine și m-a ajutat. Mi-aduc aminte că iarăși ajunsesem în al doilea vârf, ca să zic așa, din Alpii Lingen norvegieni. Era atât de frig, încât ca să mă încălzesc, mi-am dat seama că e bine să mă alimentez. Duceam mâna către ruxăgel, o mișcam din umăr și din cot, dar degetele pur și simplu nu mă ascultau. Nu se mișcau degetele ca să pot să trag fermoarul, să pot un baton proteic. Și atunci am zis, băi, nu-i de stat, dă-i drumul la vale cât poți de tare. Și alergând, m-am încălzit și când am început să cobor, am reușit să scot un baton proteic. Tracul de GPS mă ducea prin 2 lacuri. Am intrat până la piept și mi-am dat seama că nu este cea mai bună și am încercat să urc pe laterale, chiar dacă am pierdut timp, îmi dădeam seama că pe mijlocul lacului nu este cea mai bună și e riscantă.
alergările în pădurile, norvegiene, mușchi de pădure, să zic așa, și în momentul când puneai piciorul, te duceai până la genunchi în apă. Pur și simplu am fleșcuit două ore jumătate în apă. Un lucru interesant care a fost atunci, la un moment dat am văzut un grup, un câr de capre. Și mă gândeam, Doamne, de ce caut acolo? S-au luat după mine, cred că nu mai văzut un om de foarte mult timp. Am încercat să le fugăresc și poate așa din felul meu cineva zicea, ai ceva cu ele? Zic, n-am plecat cu ele, dar na, o scapre și tot fug după mine, știi? Și cineva așa, un gând interior, care zic, poate nu scapre și sângeri, cine știe de ce te păzesc. Și atunci mi-am continuat alergarea, bineînțeles că a venit după mine, mi-am adus aminte de casă, poate asta a fost gândul bun care se poate să mă țină mental mai departe. Și la un moment dat, na, s-au săturat sau asta a fost menirea lor, să mă duc în 2 km, 2 km jumate și am putut să continui mai departe. Interesant, ziua asta lungă în Norvegia, simți nevoia să te odihnești, dar datorită faptului că afară e ziua, na, e greu să controlezi lucrul acesta. O cursă, la fel ca și celelalte, în care na, nu am mers pe suplimente de cofeină, ci produse naturale, produse pentru sportivi cu eliberare prelungită care să mă ajute să țin o anumită constantă, să zic așa. Interesant a fost că pentru fiecare pas voiam fi ca nicio secundă să nu pierd și să încep de răsputeri să te recuperezi alea 2 ore. Fără să mă uit în spate, fiecare pas m-a ajutat ceva, parcă mi-l punea pe piatra care trebuia. Zăpadă până la genunchi în vârfurile de munte și căderile, să zic așa, alunecările astea pe zăpadă, suficient de tehnice. Și mulțumesc Bunului Dumnezeu că am fost îngăduit să-mi iau bețele de alergare cu mine și să pot să frânez la momentul oportun, să nu mă duc mai mult decât trebuie în rău. Am văzut la final din cei 5 concurenți care am terminat cursa, toți 4 în afară de mine erau pantaloni rupți la spate, știi, de la ta zăpadă și alunecare pe pietre. Interesant a fost cum am găduit divinitatea acest lucru. M-am bucurat, am tras maxim, am plâns, am simțit bucuria copilor de acasă că e lângă mine și a rămas uimit pentru că am terminat cursa dimineața la 9.30 și au mai trecut 9 ore până să vină echipa Marii Britanii cu locul 2 și după aia 13 ore până să vină echipa Franței și după aia n-a mai terminat nimeni. Cu siguranță ne-a ajutat pregătirea de acasă, cu siguranță ne-a ajutat pregătirea de la serviciu, cu siguranță m-a ajutat șlefuirea doamnei profesoare Dana Veliu și gândul bun al tuturor oamenilor și românilor care cu siguranță ne-au fost alături atâtea curse. Fără listă de modestie, pot să zic că copiii cu autism din Botoșani sunt singurii de lume care au terminat cele 5 curse pe locul întâi, curați, liniștiți, cu barba sus și de aceea mulțumim oamenilor care au donat, donează și sunt alături și susțin această cauză. Mulțumesc frumos! Ce urmează? Anul ăsta nu mai am zis de concediu. Am terminat concediu, deja l-am împărțit în 3. E bine să duc la bun sfârșit intervenția chirurgicală care să fie indispensabilă. Pe mine e binală cu care mi-am legat 4 curse și vreau să scăp de centura aia de castitate. Și la anul, următoarea cursă organizată de Canal Aventură, a doua ediție a Nomadului în Senegal. Ca obiectiv, s-ar putea anul ăsta până în sfârșit de an să mai prind ceva curse naționale, dar exterior, teoretic, da, mi-e greu să ies pentru că nu mai am zile libere. Dar e ok, cu siguranță am nevoie și de o revenire bună și de pregătire să pot participa bine pregătit la următoarea ediție a Nomadului. În total, în cele 5 curse? În cele 5 curse a fost un total de 1500 de kilometri. 1500 de kilometri și 3 noi recorduri ale curselor,
pentru Norvegia, Bolivia și de Trapa Australia.